Dilema colectivă. Ce alegem? Iubirea sau frica? Astăzi revin cu un nou episod pe o temă actuală care ni se prezintă în fața celor cinci simțuri de ceva vreme într-un mod destul de sever la nivel de conștiință colectivă. Ce alegem să fim, ursă într-o chipă? Iubirea sau frica? Cu adevărat, indiferent de ceea ce alegem, totul este Dumnezeu. Însă fiecare alegere, conștientă sau nu, va atrage după sine și relația sa direct, proporțională, în materie. În același timp, îmi dau seama că multe idei pe care încerc să le expun prin aceste înregistrări par a fi contradictorii. Văzute din prisma minții convenționale. Este important, deci, să rămânem cu mintea deschisă și inima deschisă, să nu concluzionăm, ori să judecăm, pentru că în acel moment a intrat în funcție mintea convențională, care nu face altceva decât să ne repete niște programe din trecut și, prin urmare, le readuce în momentul prezent spre a le repeta într-un prezent din viitor. Mintea convențională, mintea joasă, mintea egotică, de obicei separă lucrurile și le etichetează în bine, rău, cald, rece, în funcție de necesitățile sale și, prin urmare, contribuie la crearea, la nivel de experiență ori materie, a tuturor acestor aspecte. Dar pentru a veni în sprijinul temei de astăzi, o să-mi permit să-mi exprim părerea în oarecare formă despre ceea ce cred că se petrece în acest moment pe planeta Pământ. Și mi-este destul de greu, pentru că nu vreau să influențez ascultătorul în niciun fel. Răspunsul meu ar fi că asistăm la o trecere de la un nivel vibrațional la altul. Desigur că pe internet și în mass media suntem realmente bombardați de teorii și explicații. Dar sigur că nu o să intru în detalii de tipul cine spune adevărul sau cine nu, pentru că nu este subiectul temei și nici nu se cuvine să comentez sau să critic pe nimeni, pentru că acest canal se vrea a veni în sprijinul creierii de unitate și armonie. Atât de necesară în acest moment. Oricum, adevărul se găsește exclusiv în inimă, cum am mai spus, iar fiecare dintre noi are capacitatea să-și găsească propriile răspunsuri înăuntru său. Și să nu depindă de nicio sursă din exterior. Dar dacă este să luăm omul ca și exemplu elocvent al creației supreme, al Divinului Creator în materie, precum în cer, așa și pe pământ, și uitându-ne cum este acesta alcătuit, din punct de vedere al sistemului, canalelor energetice, din prisma filozofiilor orientale,
Observăm că în corpul uman există 7 canale principale, ori chakre, plecând de la chakra numărul 1, chakra de rădăcină, până la chakra numărul 7, ori chakra coroanei. Mi-a devenit destul de evident în ultima vreme, printr-un fel de revelație interioară, că ne aflăm în pragul unui salt vibrațional, planetar, de la chakra numărul 3, chakra plexului solar, asociată cu voința, puterea personală, experiența, expresia noastră în lume, asumarea responsabilității față de propria viață, și la chakra 4, chakra inimii, asociată cu iubirea, compasiunea, armonia, calm, cooperare. La nivel de materie, se pare că experimentăm o fricțiune între două lumi, mai multe lumi vibraționale, sigur, dar două lumi vibraționale principale, să spun așa, care sunt pe cale să atingă un punct culminant. Sunt convinsă că există extrem de multe teorii care circulă pe internet, însă ideea și intenția mea este să nu discut despre acestea și, prin urmare, să mai adaug încă o părere la ceea ce deja se vehiculează, pentru că, de pe drept vorbind, nimeni nu deține adevărul absolut. Cert este că este important să ne conectăm cu energia inimii și, prin urmare, să ne găsim calmul, liniștea și pacea atât de necesare pe timp de furtună. Din punctul meu de vedere, este calea sigură de a ne accesa propriile răspunsuri și de a înțelege că ceea ce este la exterior este doar de suprafață, este, dacă vreți, cristalizarea în materia energiilor vechi, la nivel de macrocosmos, care, bineînțeles, spre a se echilibra, au nevoie să iasă la suprafață, spre a fi procesată. În tot acest timp, fiecare dintre noi este în continuu pus sub presiune de nenumărați stimuli din exterior, în situația să aleagă spre ce cale ne îndreptăm. Alegem iubirea sau alegem frica? Vedeți voi, dacă alegem și dacă credem că cineva din exterior ne dorește răul, sub oricare aspect, noi ne-am pierdut autoritatea. Cedăm puterea noastră creatoare factorilor din exterior, oricare ar fi ei și cum ni se prezintă, ca fiind un virus ucigător, o organizație malefică, un complot la nivel mondial. Ați înțeles ce vreau să spun? Când alegem conștient, centrați în inimă și în momentul aici și acum, fără să fim luați de valul din afara noastră, noi alegem să construim, să creăm o lume nouă, din iubire, conectați fiind la esența noastră, iubirea. Înțeleg că pare un real paradox, că ceea ce se petrece în fața ochilor nu are de a face cu iubirea necondiționată, de care vă tot vorbesc în tot acest timp, dar rezultatul lucrării noastre va da roade negreșit. Noi suntem adevărate
scântei dumnezeiești care conținem în noi, în interiorul nostru, matricea divină a creației. Noi construim prin gând, vorbă, faptă, acțiune. Dacă vrem o lume opusă celei pe care o vedem acum și am început deja să întrezărim ceea ce suntem noi cu adevărat, vă pot confirma că noi avem capacitatea de a schimba efectiv lumea, fiecare dintre noi. Vă dați seama ce responsabilitate avem pe umerii noștri când știm toate acestea? Din interior. Dacă mințim, creăm o lume plină de minciună. Dacă facem rău, creăm o lume negativă și plină de ură. Dacă înșelăm, furăm pe careva, vorbim de ură despre cineva, ce fel de lume credeți că vom crea? Și atunci, dacă știm toate acestea, ce alegem? Alegem să întruchipăm iubirea? Ori alegem frica? Alegerea o facem chiar acum, cu fiecare fracțiune de secundă a momentului acum. Nenumărați mistici ai umanității au înțeles acest lucru și au expus neîncetat prin lucrările lor acest mare adevăr. Schimbarea lumii este schimbarea care trebuie să se producă în noi, fiecare dintre noi, în primul rând, în mintea noastră. Cu siguranță nu putem ști planul divin. Ar fi o aroganță spirituală să aflăm, să afirmăm acest lucru. Dar cu ajutorul ghidării din interior avem certitudinea că totul se petrece într-o armonie divină și bine organizată, știută doar de Divinul Creator. Calmul, armonia internă, bucuria și senzația de inimă deschisă și de iubirea și mulțumire sufletească pentru ceea ce suntem și avem este o confirmare de conectare la sursa infinitului. Și prin urmare avem posibilitatea să rămânem centrați în mijlocul furtunii. Avem totală încredere că totul se petrece urmând un plan divin. Știut doar de iubitul Creator. Atât de aici. Pe data viitoare. Namaste.